Bună dimineața din nou! Astăzi My Burger, o rețetă simplă, delicioasă și aș putea să spun pe final ușor spectaculoasă. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, carne tocată, de vițel însă de data aceasta, la care adăugați foarte puțină ceapă roșie, astfel încât să am o legătură între, foarte importantă, între carne și ceapă, amândouă roșii. Mai aveți nevoie de ardei copți, castraveciori murați, sigur că da, ghebe murate, pentru că este toamnă, s-au murat și ghebele. Mai aveți nevoie de parmezan, muștar, un pic de ulei și, evident, chiflele pentru hamburger. Procedura este cât se poate de simplă. Carnea trebuie condimentată cu sare, piper și, așa cum am spus, foarte puțină ceapă roșie, asta ca să-i dea o dulceață mai specială. Restul de gusturi vin din sosul special pe care imediat am să vi-l povestesc. Aveți nevoie de muștar și de ulei. Preparați o maioneză din muștar. Apoi, în această maioneză, adăugați ardeiul copt dat printr-un blender. Astfel obțineți o pastă foarte, foarte fină. Condimentați cu sare, piper, un pic de oțet și una sau două linguri din miere. Dacă doriți, puteți să adăugați chiar și un pic de pastă de ardei iute. Este mai delicioasă când este ușor condimentată. Preparați carnea pe grătar sau la cuptor, dacă nu doriți să faceți miros în casă. La cuptor este ideal numai mult de 30 de minute, astfel încât să rămână cărnița, chifteaua, de fapt, să rămână foarte suculentă. Aici aș avea un tips pentru gospodine și anume, în cazul în care folosiți o carne care este foarte, foarte proaspătă, puteți adăuga în carne o lingură din pesmet, astfel încât acesta va absorbi din sucul cărnii, dar în același timp o va păstra așa cum doriți să fie burgerul. Mai multe detalii vă dau pe parcurs. Hai, apucă-te de treabă, Vlăduț. Rețeta lui Vlăduț.ro, acolo găsiți mai multe detalii pe Facebook.